regăsit la Subiectul Zilei, o ediție specială astăzi. Vorbim despre un spectacol care va avea premiera mâine. Este vorba de La Serva Padrona, un spectacol în regia lui Nicolae Mihai Brânzeu. Cu el și cu echipa care a lucrat la acest spectacol ne întâlnim astăzi ca să vă deschidem pofta de teatru și de operă. Așadar, urmăriți un material neconvențional aici la Subiectul Zilei. Suntem la un Subiectul Zilei atipic, suntem în holul roșu al teatrului. Ce facem? Ce se întâmplă? Operă, operetă, teatru, spectacol. Suntem așadar la teatru. Ne pregătim pentru o repetiție generală, ne pregătim pentru opera La Serva Padrona, care are un preambul, un spectacol de teatru. Textul este același, am folosit acest text ca un pretext pentru actul artistic. Deci, așadar, vă invităm joi și vineri la teatru, de la orele 19, respectiv orele 20, pentru vineri seara. Și acum am să las actorii să vă povestească mai multe, pentru că ei sunt cei care chiar joacă în spectacol, uneori și cântă. O să aveți surprize. Așadar, Zoli. Totuși, mai vreau să rup câteva vorbe regizorului, să vorbim puțin despre text, despre ce a însemnat punerea unui asemenea text la Teatrul din Arad. Este o premieră și ce alte lucruri noi vom mai afla aici la Arad. Este ceva inedit, construit pentru Teatrul din Arad. E cred că una dintre primele dăți când se cântă operă în Teatrul din Arad. S-a mai făcut acest lucru, iar dacă ar fi să amintesc chiar acest titlu, La Serva Padrona, undeva în 1962 a avut loc premiera sub îndrumarea bunicului meu, Nicolae Brânzeu, și sub regia celebrului Anghel Ionescu Arbore. Bun, este o operă bufă, o operă de pergolezi, o operă scurtă, o coproducție a Teatrului Arădean împreună cu Liceul de Artă și Universitatea Aurel Vlai cu Facultatea de Design. Bun, mergem puțin la actori acum. Zoli Lovaș, cum se simte într-un asemenea spectacol, într-un asemenea rol? Ce faci acum, tu aici? Eu acum în acest spectacol am rolul de liant. Adică fac legătura între teatru, între piesa de teatru și opera bufă, în sensul că personajul meu, care e un servitor, sunt trei personaje. Servitorul, servitoarea și stăpânul. Servitoarea vrea să ajungă stăpână. E, dacă ajunge, veniți la teatru și aflați. Eu sunt servitorul care, să zicem, mai manipulează sau nu, sau sunt manipulat, bun. Și atunci, Robi Pavicicici, pe care o să-l auziți imediat, el joacă în piesa de teatru stăpânul. Eu servitorul și cea care acum e la machiaj, Alina Danciu, joacă servitoarea. Bun, asta e piesa de teatru. Acum ne ducem la operă. La operă avem următoarea distribuție. Servitoarea, sunt două soprane. O domnișoară care este în clasa 11-a, și anume Paula Ianci, care este pe acolo care și se uită. Vino aici, de noi, Paula, hai, lângă hai, noi. De noi. Așa? Să auzim câteva cuvinte. Da? Brola Nicoleta, care e Maria, care e în a doua seară, în vineri seara cântă e atunci. Și Adi Cotuna, care este stăpânul care joacă în operă. Deci, el a mai eu, fost de exemplu, vânătorul, nu? Nu a fost vânător, ursul. Nu mi-aduc bine aminte, este vorba despre Scufița Roșie și prietenii ei. Uite că a venit și Alina Danciu. Cum amintim de cineva, cum apare? Deci, am zis câteva vorbe despre rolul meu. În fiecare seară joc de două ori, când teatru, când operă. Bun, și acum mergem la operă. Paula Ianci, cum se simte Paula Ianci la teatru? Am mai văzut-o la filarmonică. Da, am mai crescut, sunt la nivelul următor, de la Scufița Roșie am crescut puțin, am ajuns Serpina și e ceva inedit pentru mine, e prima operă, în adevăratul sens al cuvântului. Nu pot spune decât că sunt foarte nerăbdătoare și sper să facem față cu toții. Păi la ce fețe avem? Să facem față. Cum te simți alături de actorii Teatrului Arădean? Ți-ai dorit vreodată să ajungi să joci alături de ei? Bineînțeles că mi-am dorit. E o experiență unică și pe mine personal mă ajută foarte mult pe scenă să dau tot ce mai bun din mine, faptul că am alături actori adevărați. Să vorbim puțin despre repertoriile care mi-ai abordat până acum. Ce rezultate ai? Știm că ai participat și la Olimpiade Naționale, ai și rezultate acolo. Hai, spune-ne ceva despre acestea. Da, anul acesta a fost unul foarte, foarte plin. Am fost la Olimpiada Națională de Muzică de la București, unde am reușit să aduc un premiu 2, Liceului de Artă Sabin Drăgoi. Și
Ce pot spune altceva? Proiecte, mereu apare câte un proiect. Acum acesta este cel mai important și probabil că în viitor vom reface, sper eu. Ok, și perspective de viitor în ceea ce privește educația, unde dorești să mergem în continuare? Nu sunt foarte decisă în privința facultății. Dacă va fi să rămân în țară, probabil că mă voi îndrepta spre București. Bun, trecem acum la Robi Pavicici, care a rămas ultimul, dar nu cel din urmă. Robi Pavicici, cum te simți într-o operă? Eu mă simt foarte bine în operă, mai ales că nu cânt. Cel mai bine mă simt în teatru normal, unde mi-e și locul și unde sunt parte din pretextul teatral pe care îl folosește Nicu Brânzeu pentru a aduce în fața publicului Ardean opera. Ce înseamnă pentru tine această schimbare de macaz? Un lucru foarte bun. Orice schimbare de macaz este un lucru bun. Adică îți dă ocazia să descoperi și altceva, să joci și altceva și să fii într-o ipostază în care n-ai mai fost până acum. Iată, avem și un afiș aici. Ți-e scos de la tipografie, cald, e cald. Da, absolut cald. Eu nici nu am văzut până acum. Arată-mi și mie, Milu, te rog. Nou, nouț. Nou, că noi nu-l vedem pe ăsta. Arată-ne, scoală un afiș pentru noi. Putem să o invităm alături și pe Alina Danciu, care Alina, nu vrea să se am prezintă, putea, dar care facem trebuie la Alina și ea să vină alături de voi ca să o cunoaștem și mai bine. Așadar, la subiectul zilei, Alina Danciu. Alina Danciu, care e, în, așa cum v-am spus, în partea de teatru. Ea este servitoarea care ajunge stăpână. Ea și ea e de la liceu de artă, nu? Nu, eu sunt de la teatrul clasic, Ioan Slavici, de artă. După cum vedeți, dragi telespectatori, avem și ședință foto în timp ce urmăriți în subiectul zilei. În timp ce eu transpir, da, adevărat. Alina Danciu, spune puțin despre piesa în care joci aici. Vei cânta? Nu cred. Nu voi cânta. Nu voi. Mi-ar plăcea, dar nu cred că este pentru vocea mea partitura. Asta e problema. În rest, n-aș avea o problemă. Pentru mine, da. Pentru mine, experiența asta e foarte interesantă pentru că văd același text în două... Aceeași poveste. Aceeași poveste, da. În două variante diferite și chiar sunt diferite. Adică ieri am asistat și la repetiția celor de la operă și mi-am dat seama că, wow, e aproape altă piesă. Dar așa, cred că așa trebuie să fie și cred că e foarte interesant și că asta e atractiv la experiența noastră și la proiectul ăsta. În ce spectacole te-am mai revăzut la Arad? Hai să recapitulăm puțin ce spectacole. A 12-a noapte, așa? Din stagiunea asta, da? A 12-a noapte, cu Sufletul nu-i de glumit. Și restul, Tartuf, ce? În Tartuf, ce mai alături joc? De Zoli, nu-i așa? Ați avut alături acolo de Zoli, un da? Rol destul de interesant, nu? A fost implicată o sticlă de șampanie, o masă. Da, da. Așa mai departe. Așa e. Bun, acum a venit momentul trist al despărțirii noastre, dar un moment fericit în care voi veți invita spectatorii mâine la teatru, la această piesă. Să începem cu Alina Danciu, pentru că deține microfonul. Vă invit mâine la teatru. N-ați mai văzut ceva de genul ăsta? Adică eu n-am mai văzut de când sunt aici în Arad. Și o să fie interesant, o să vă placă. Dragii mei, eu vă invit la teatru, dar să știți că nu mai sunt locuri. Așa că nici joi, nici vineri, dar noi totuși vă așteptăm. Încă o dată, repet, la ora 19, joi, avem premiera în care o veți vedea cântând pe Paula Ianci în servitoarea care devine stăpână. Ea joacă și joi și vineri, Robi și joi și vineri, eu și joi și vineri. Iar vineri, de la ora 20, tot la sala studio, Maria Nicoleta Brola în rolul servitoare și Adi Cotuna mereu și joi și vineri. Bun, să mai păsăm puțin microfonul și la ceilalți, că doar nu o să ne spună Zoli chiar tot. Deci veniți la teatru ca să vedeți operă. Deci ați înțeles, nu? Veniți să vedeți și teatru și operă, dar la teatru. Bun, mergem acum la Paula și la Robi. Vă așteptăm la spectacol. Mâine de la ora 19 și vineri de la ora 20. Merită ambele spectacole pentru că fiecare aduce amprenta personală în spectacol. Așa că vă așteptăm.
Și Robi, cel mai greu de spus, când toată lumea a spus tot. Când toată lumea a spus tot, oricum Nicu mi-a mâncat pâinea un picuț, pentru că toată lumea chema la teatru. Eu vreau să vă chem la operă de data asta. Așa că veniți la operă, la Serva Padrona, mâine și poi mâine seară. Bun. Și eu mai doresc să completez ceva. Exact. Cel care acum o să, dacă Rumții se duce cel mai tare luminist, Horațiu Maftei, mulțumim foarte mult. Dar așa și e. Mai avem în echipă fetele de la Recuzită, fetele de la Recuzită și de la Costumes, două, de fapt. George Dancu, care este alături de noi, Quartetul Golden, Quartetul de la Liceul de Artă Sabin Drăgoi, frații Vicar, așa, la pian Radu Rotaru. Mulțumim doamnei Lizica Mihuț, mulțumim domnului director Bogdan Costea, mulțumim doamnei decan de la design, la Crămioara Ionescu, și doamnei profesor Bota. Voi mai cui mai aveți cui? Mulțumim. Lui Onisim Colta. Mulțumim Rob, lui Indre Colta, lui Robert de artă, și anume Dorina Trandafir și Marinela Tudoran. Și dumneavoastră că ați avut răbdare să fiți alături de noi și să primiți atât de multe informații de la niște mânci zgâliți pe față. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Electronic Shop, o gamă variată de produse și servicii, calculatoare, laptopuri, imprimante, faxuri, rețele, pirotică, service, consumabile, standarde ISO 9001. Acum la promoție, notebook Lenovo la 1290 de lei cu TVA, procesor Intel Dual Core la 2,1 GHz, memorie DDRAM 3 1 GB, hard disk 250 GB, display LED 15,6 inch. Electronic Shop, pe strada Ștefan Augustin Doinaș, colț coafinelor. Un nou portal pentru arădeni. Tot ce e nou și tot ce se schimbă în orașul tău, afli prima dată de pe www.ghidularădean.ro. Informații complete pentru arădeni. Electro Fidelity Company. Instalații electrice, civile și industriale. Executăm rețele electrice pentru transport și distribuția energiei electrice. Măsurător și audit energetic, casnic și industrial. Distribuția de materiale electrice se face din showroom-ul nostru, unde găsiți totul de la siguranță până la tablou electric. Electro Fidelity Company, pe drumul dinspre Sânlean, la numărul 524, www.l-f.ro. Știi de ce revii? Pantofii îți pot transforma ținuta într-una deosebit de stilată. Și dacă vrei un look numai al tău, atelierul pentru montat cristale Swarovski îți stă la dispoziție. La noi puteți găsi cea mai diversificată colecție de primăvară-vară. Pantoful galben, încălțăminte din piele naturală, 100% românească. Deșeurile? O problemă? Suntem aici pentru dumneavoastră, sigur și eficient. ASA, servicii ecologice, partenerul tău în managementul deșeurilor. Brutăria Super, distribuție în gros și în detail.
pâinea super, întotdeauna proaspătă și gustoasă. Necunoscutul. Locul unde se nasc ideile. Nu va fi ușor să ajungi acolo, dar continuă să cauți și vei descoperi mereu lucruri noi. Honda, the power of dreams. Decorează-ți casa cu mobilier clasic sau modern, tapet, saltele și accesorii la prețuri mici. Mobilstock. Aici vei găsi culoarea și modelul care dau o înfățișare individuală camerei tale. Ne-am mutat de lângă Reare, dar ne găsiți în zona UTA, Arad, în spate, la Penny Market. Mobilstock. Tot ce-ți dorești există pe stoc. În curând și electrocasnice. Gustați vestita pită de Pecica, dimineața, la prânz și seara. O găsiți la Pecica, la brutăria Palmar Valley, situată pe strada 1 la numărul 29 și în Arad, în piața spitalului, la parterul blocului H. La brutăria noastră din Arad, din zona Intim, care este deschisă non-stop, găsiți în fiecare zi produse aduse din Pecica, pâine pe vatră, franzelă, cornuri, cozonaci, pâine bio și pâine neagră cu tărâță. Divanii Esofa, canapele model 2012 semnate de cel mai renumit designer din Italia. Puteți alege din 200 de modele de material, iar canapelele sunt în totalitate dehusabile, se pot reîmprospăta cu culori și texturi diferite. Canapelele din piele sunt lucrate din piele de cea mai bună calitate. La Divanii Esofa, acum în prima lună de deschidere, aveți reduceri de 40-50%. Divanie Sofa. Vă așteptăm la ieșirea din Arad spre Oradea. Divanie Sofa. www.divaniesofa.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.